este, mă. Spray. Spray. Nu sunt 10 minute. Dis. Ce grăsulică. Suntem aici cu bucătarul șef Bogdan. Stai, prostane. Și-am oprit-o. Că ea mai știa să meargă. Salut, Paul. Salut. Ce faci? Bine. Iată, am venit la o nouă partidă. 24 de ore la săliștea veche. Așa. Acum numai am ajuns, am dat 2-3 bețe și mergem să nădim un pic de pe malul ălalalt. Stăm, cred că e vreo 8:30, acum să tot fie până mâine dimineață, așa pe un 10. Tocmai ce s-a prins aici în capăt un crap la metod. Pescuim cu un metod și cu două lansete la plumb pe bile solubile și mergem să dăm un pic de nadă, să strângem, să facem un pat aici undeva în 2 metri de mal. Și na, am auzit de la pescarii care erau aici înainte că s-a prins binișor. Avem toate condițiile pentru o partidă foarte bună. E o temperatură foarte bună, 18 grade, astăzi a fost mai rece, peste noapte va fi chiar mai rece, vor fi undeva la 12-13 grade. Suntem curioși cum va fi, cum o să meargă. A fost avertizați să fim atenți la bețe, că cam fug aici. Se fură bețele de pești? Se fură, sunt pești de 25, oh, oh. S-a prins om de 38. E frumos. E foarte bine întreținut, foarte bine amenajat lacul. Uite, dacă vrei să filmezi acolo în partea aia, uite ce frumos se vede. E ceva frumos, frumos. Și? Mare avantaj că e și aproape de lac, de lac ăsta, de oraș. Da, și cam asta. Și aici să nădim și să vedem. Dar ce ai pe tine? Ce am pe mine? Aici este tricou de la Vorbenstor. Hai să facem un zoom in. Avem pe Paul, pe Bogdan și pe scărușul. Da, da, da. Am zis că o să facem pentru primii noștri abonați. Când ajungem la numărul magic, o să facem o mică atenție acolo, un eveniment. Ceva lac. Da, deocamdată preocuparea noastră este să mergem să descoperim locuri faine de pescuit. Oameni faini, să avem o experiență plăcută, relaxantă, compania unor pești frumoși, bătăioși, cât mai sănătoși, de care vorbim să aveți grijă și voi să-i prindem și noi. Și cam atât. Minunat. Bine, hai să ne vedem la primul pește. Ne vedem la primul pește. Mulțumim. Să fie. Ce faci? Montăm rotodul. Am o stranie senzație de deja vu, deși e prima oară când l-am scos la pescuit. Și ce rotpod e ăsta? Este un delfin RPX4. La recomandarea colegului nostru Bogdan. Hop! Am stat și ne-am gândit dacă îți luăm un decathlon sau nu. Și nu am luat, decathlonul ăla la 900 nu e foarte stabil. Așa ziceam review-uri? Nu, așa l-am văzut noi fizic, că noi nu luăm lucrurile așa numai din review-uri. Mergem să le studiem fizic, să vedem cum se simte, cum dă. Înțeles. Și montăm pe el și niște senzorași.
Suntem aici, trei senzoraș. Și ăștia noi. Fox, Micronix. O să facem și un pescuit la noapte. Și să ne ajutăm un pic. Opa! Primul a căzut. Începem din dreapta, că din stânga nu e. Da, aici vreau eu să menționez că senzorii sunt foarte frumoși, dar au nevoie de baterii 20A, care nu vin incluse. Da, sunt niște baterii un pic mai mici decât alea AAA, LR1 mai zice pe ele, dar a trebuit să deschid șurubul ăsta și chiar acum n-am șurubelnița la nebună. Poate un pic mai încolo, dar să sperăm că nu o să avem ocazia. Aici? Ce avem aici? Aici avem swingerii. Și ce? De la Fox. Pe culori. Pe culori. Dar setul e de 4. Pe același set de culori. Am lăsat și acasă. Ăsta e roșu, deci punem pe roșu. Hei, Paul! Salut! Ce faci? Am avut o primă trăsătură. Avem niște emoții fantastice. Pescuim cu un ac foarte mic. Este adevărat? Pe balta aici trebuie să scoți minciogul ca să vină peștii? Este unul dintre miturile care circulă printre pescarii de aici de pe baltă. Dacă ai scos minciogul la el, el știe și vine la pupat. Dar pare că a funcționat. Nu știu. Nu știu, e drept. Am scos minciogul acum 10 minute și iată, în direct, în exclusivitate și nu aici, la Vorbe în Stuf, avem un drept. Cine știe, poate prima captură? Hai să vedem cum lucrează bățul. Și ce frumos se vede luna. E din bețele noi? Nu, nu. E din bățul, e bățul vechi. Este un corum de 360 de 60 de grame. Este bățul meu preferat de pescuit la metod. Un băț foarte fin. Uitați ce curbură frumoasă face. Care ajută foarte mult. Dar trebuie să nici să nu forțăm, că avem și alt micuț. Da, da. Micuț drăguț. Micuț drăguț. Bogdan a venit să aducă minciogul, dar el nu se vede foarte bine, dar el e acolo. Bogdan, ne faci cu mâna un pic? Nu ne face, dar știe el ce face acolo. E greu? Cum se simte? Se simte fain, dar am niște emoții că îi ia cu mic și să nu-i rup gura. Okay. Încerc să las să lucreze bățul, să lucreze frâna. Uite, vezi cum face vârful bățului când trage. Foarte frumos. Se zbate? Cum e peștele? E foarte fain. E cu minte? Nu e foarte cu minte. E bătăios? Este un pește bătăios, dar înțelegător. Cred că trebuie să vină Bogdan, așa e? Nu. Te ajut e eu? E încă de vreme. Ah. Da. Ia să punem pe camera. Poate și vedem un pic. Deci am avut o inspirație de moment. Am simțit că acolo o bătea în malul ăla. Și vedeți că cel exact. Oh. Deci nu ne-ați văzut acum, doar că nu la 13, ci la 15. Și am avut așa o inspirație, un instinct, cum să zic. Și ce am făcut eu? Am dat acolo. Ai dat acolo? Și ce să vezi? 10-15 minute mai târziu, iată. Iată,
spectacol. Tchaikovsky. Minunată balta de apus. Ce coadă frumoasă roșiatică. Hai, arată-te un pic. Este un crap oglindă. Prima captură! Bine, băieții! Ce frumos, iată-ne! Hai să vedem. Înțepătură corectă? Înțepătură corectă, regulamentară. Un pește superb, minunat. Ce cu minte stă mâncat, l-ar tata pe el. Hei, ce coadă frumoasă! Ce frumos! Ce frumos! Să schimbăm locurile? Da, 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 da. Hai să schimbăm pentru poza pescarului. Da? Un pește minunat. Ah, am primit și un pic. Da? Să-l dai, te rog, cu spray? Îl dăm cu spray, sigur că da. Dar vreau să zic că nu i-a făcut nicio rană. Este frumos. Usurel, usurel. Ușor, ușor. Deci foarte frumos l-a lucrat, încetişor. Nici nu se vede unde a fost înțepat. Foarte discret, un pirs mic. O să spună. Emoție de moment, un pescar bucuros. Vrei să-l pup și tu? La ce l-ați prins? L-am prins la un dumbbell de porumb. De la colegul care a pescuit aici un pic mai înainte pe standul 10, salutări cu ocazia asta și mulțumesc frumos! Mulțumim, da, prima captură este cu mulțumiri. Ce faci, Paul? Iară prinzi? Salut! Iată, de data asta, după numărul 15, am dat la numărul 12. Din nou, un moment de intuiție, chiar povesteam cu Bogdan. Am văzut sărind acolo la salcea aia căzut în apă. Și ce am zis? Am dat un pic acolo. Am dat un pic acolo. Iată. Ce ai făcut spre? Ce părere ai, Bogdan? Mi se pare incredibil. Cum? Pare incredibil cum îi lovește. Sharpshooter. Sharpshooter. Like an elite warrior that never misses an arrow. Vreau să zic că am învățat de data trecută de la colega noastră Happy Fish, care ce făcuia? A dat frumos acolo unde a văzut că a mișcat pe ei, pe mama lor, prinsă cel mai mare crap al partidei. Minunat! Păi oricum, știu că și Bogdan o să recupereze. Da, clar, nici nu ne facem griji la cum mișcă aici. Și e incredibil ce vreme bună avem, niciun nor, când de fapt trebuia să fie cu furtuni și din astea. Ah, am pierdut. A, e, mai dăm o dată. Salut, băieți! Bună! Ce faceți? Da, uite, stăteam în grăbețe. Și? Și a făcut piu-piu. Pare mare. E mare. E mare și al nostru. Bine! Pup! Hei! Mid connect! Fuga după ei! Ce grăsulică! Da. Vezi aia. Că trebuie pupat. Da, cum să nu. Ce botică are. La ce l-ai prins, Bogdan? La un boili. Cred că era unul din producție proprie.
Sincer, nu crezi? Happy Fish Production. Ok. Hei, hei, hei! Când îți dă Dumnezeu, îți bagă și-n traistă. Tata-ra-tata. My neighbor, op. Nu i-a plăcut cu albastru? My neighbor Totoro. Așteaptă, prietene. Bun. Drăgu. Super, drăgu. Deci nu știm exact la ce a fost ruins. Posibil să fie boiliuri homemade, dar o să vă povestim despre ele mai încolo. Da, da. Cred că la dragoste de pescar. Și dacă mai avem noroc, mai prindem câteva capturi. Noroc. Skill. Și ăsta la ce l-ai prins, Paul? Că încă nu l-am prins, e numai agățat. Am primit request să povestim un pic mai mult. Am înțeles. Păi este un dom dumbbell de porumb, care este pescuitul la intercepție cu lanseta fină de metod. E la ce am prins și primul, la ce am scăpat și precedentul. Am înțeles. E acolo, pe intercepție. Este, de fapt, nu știu, nu au venit la bine. Dar tot la intercepție. Am aflat că peștele lui Bogdan au venit la bilă Decathlon. Cum merge drill-ul? Băieții stați deja de 10 minute aici. L-am văzut? Atât. A fost prins. În sfârșit. Bă, băiatul, bă, dar tu de la ce te-ai luat așa? Unde duci? Am observat, băieți, că nu-i mai cântăriți. Nu mai cântăriți, e frumos. Și toarnă cu pescuitul lui. Hai să vedem ce-o prins. Bă, ce grăsuț. Bă, nu-i grăsuț, e fit. O să cam cât estimezi? 7, 8, 9, cine poate să știe? Eu am mai văzut de 13 și eu zic că are mai mult. Bine, ne vedem la următorul, că pare că e o seară intensă. Vim aici pe Paul, care tocmai a terminat cu peștele. Salut! Facem un tură nouă. Aici. Pentru că am tăiat ca să nu rănim prea mult gura peștelui, așa că a trebuit să tai firul și refacem montura, că până la urmă mai bine să avem grijă de partenerul nostru de joacă, că monturi tot putem face, mai ales că dacă ne mai dă și timp. Așa e. Între timp, aici începe focuțul și școala de pescuit a lui Bogdan. Deja devine tradiție. Montură fără carbon. Suntem aici cu bucătarul șef Bogdan. Da. Paul care tăie lemne. Și Vasile. Vasile dă în lighter. Este 23:33. Și peștele meu vine printre fire. Și avem pește la ora 1:30. Hai să vedem ce prinde Bogdan. Crap să fie. Crap să fie. Crap frumos, sănătos. Uite că se și vede. Ai, ce trap. Frumos și gras.
cum ne-am obișnuit. Pe de asta la voi a țipit. Ei, și târziu. A venit la ceas de seară să mi ți-l pupară. E, ce frumos. Ești, mă, docil, dar nici ai mai animalul. Așa este. O, câte kilograme estimați? Multe, toate pline. Toate să fie. Oare să mai avem unul? Nu, cred că numai ce-am zguduit. Am zguduit pontonul de cât de mare a fost acest crab superb. Luminați un pic să-l văd și ia să vedem acest crab gras. Hop. Ia, ce frumusețe. Mamă, de cât bălaur. Ce, mă, parcă-s tras la Indigo. Da, știu, parcă-s toți veniți din aceeași. Avem sling? Avem sling, avem... Hai, prietene, să te văd. Spray. 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 Nu fi nebun, nu fi nebun, nu fi nebun. Hop, hop. Stai prostane. Hei. Ia, aici. Așa, bun. Lasă-l undeva jos să nu calcă pe el. Ne trebuie. Ah, frate, nu s-a întâmplat nimic. Disco, disco, bum, bum. Ce cuță. Ce de pup. Mm-hmm. Oh, ce drăgălașă. Hop. Se face această eliberare. Bun. Pentru albastru făt frumos. Ce nume. Oh, doi grăsă. Ce nume bun. Deci cât estimezi? Se vede de acolo, o vin și tu. Mi se pare că e. Stai că aduc cântarul. Hai să vedem un număr real. Că știți că... Ia ridicați, domnul Bogdan. Să se vadă pe cameră. 7800. Acolo, către 8. Cinstit, foarte cinstit. Felicitări. Să fie și la mulți înainte. Hop, strănută. Hai, mă roace. Aoleu, că te trage. Bine, bun. Da. Porcul, ce face porcul? Mănâncă, doarme și visează. Dar atunci când visează porcul, el are niște trăiri, are niște plăceri, are niște glandele lui. Generează acolo niște lucruri care le regăsești în carne când o mănânci, știi? Pui! Piu, 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 piu. Na. Dar... Da, vreau să zic că dacă ai interacționat cu un porc, și când bate în oglindă. Mi se pare experiența mult mai relevantă față de cea de interacțiune cu un pui. Mult mai? Da. Mult mai cum? Relevantă. Adică acolo descoperi o interacțiune cu el, descoperi o dinamică a relației. Unde e Miti? Miti. Nu pot zice. Avem un prieten aici. Hei! E un puiuț de aici, drăguț, drăguț tare. Salut, Paul! Salut! Ce faci? Intervenție! Nino, Nino, bum, bum! Să mergem, că a lovit Bogdan încă unul tun! E? Da, ce lucră vârful ăla roșu, ia uite! Uite că se vede, de fapt! Și aia de acolo din spate e Luna, care acum apune. Ce peisaj superb! Nu se vede la fel de bine pe cameră cum se vede în realitate, dar este într-adevăr superb. Bun, hai că vă las să fac drill-ul, că nici nu pot să-l pun pe cameră, că nu se să faceți. Că nici da, nu da, se da. Vede păi bine. Ne vedem la ne vedem imediat. De pupat. Vagabond. Ăla de dinainte a venit cu mințel. Ăsta face pula mare. Ioi, Paul. Ce, este pe cameră? Da, păi evident că sunt. Ah. Face coada mare. Nu pot să-l culegi. Pare că o cedat. Opa! E un pic mai micuț decât ălalt, așa? Da, ce gras e să vă rămân! Oh, cât ai dulapul! E scurt și îndesat! Uite, la aici!
Hai, ghiță. Uite, uite. Ce faci, băi, nu scumete, bă, băiatule, bă. Ia, ui, la el și... Băi, tu ești mai mult lat decât lung, mă, bă. Măi, băiete. Da? Ia, ia sus. What this? Bă, dacă nu mă face cel mai mare pe aia. Ce da, Bogdan? Asta, trebuie pupat și ăsta. Da-l pup, da, da, trebuie pupat, dar da, încă nu e. Bă, da, scuze că râiem. Dezbrăca, gata. Hai, uita să-l dai cu spray. Da, uita să-l dau cu spray. Sunt de la protecția animalului. Da, aici că îi dăm clean, dar nu se vede. Vino încă. E că super curios să văd dacă și ăsta reacționează când îl dai cu spray. Ok, n-a reacție. Asta e cu minte. Că ați râs de el, nu? E bullying. Da, adevăr, că ne-am bătut cocoșelul de el. Bogdan cel fericit. Aici îl aveți pe Bogdan cel fericit. Da, 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 are aici. Ai o ocazie unică, că e prima oară anul ăsta. Are o chitroaie aici, între asta. Bă, ți-o plec așa la. Da, da, da. Și ne întoarcem. Repede, repede. Continuăm. Cred că a venit frate sus sau ceva, că da, o zic da, că da, v-ați luat de el. Hai să vedem și ce undiță folosește Bogdan. Asta este un Trabuco Precision. Asta este prima mea undiță. Primită cadou de la Paul. De ziua mea, 30 de ani și face treaba. Și acum știm și vârsta lui Bogdan. E, am primit-o de ceva. Corect. Eu mă tot uita, e așa. Acum că nu am stresat. Oh, ce finish with a bang. Cracă, check. Yeah. Pește, check. Mamă, ce fain. Uite, ce ziceam, mi-e frate sau mai mare, care a venit să văd ea cu coada peste nas. Haide, că bine ce mare. Doamne, cât e. No, lasă, nu mai râdeți, a? Are, are, 9 către 10. Așa, eu cred că are mai mult ca aia dinainte. Mă, dar ce bine arată. După mufa. Ce dulap e frumos. Hai că să nu-i dulap. Este foarte. Păi ăla ăla era dulap. Hai frumos, mă. Era nopieră. Nu zicem de rău. Bă, dă-o mă în morți. Îl arunci, te rog. Du-te-ți. Da. Deci Bogdan la al treilea drill i s-a scos toate undițele una de după alta. Nu, no, vreau să-ți dea de lucru. Suntem aici. Numai ce s-a eliberat ce peștele de dinainte și acum... Nu mai avem loc pe mal. Nu. No. Hai să-l vedem și pe ăsta. Cred că dulapul, primul, și-o chemat toate neamurile. Râdeți de mine? Hai că râd eu de voi. Da, ia zi-ne un pic, dacă toți suntem aici. Asta ce undiță? Este o Okuma Epix V2. E un băț foarte frumos. Lucrează excelent. El e făcut pentru lansări la distanță. Aici nu e nevoie de așa ceva. Dar, după cum se poate observa, de pește și aici. Bogdan, da? Una din undițele tale
Are boilies homemade? Așa este. Oh, nu! Care? Aia ce-am scos mai devreme. Deci cel mai mare pește a fost scos la... La boiliuri vorbe stuf. Se numește de fapt Happy Fish Boilies, dar sunt producția vorbe stuf. Încă nu vă povestim foarte multe, dar important e că am avut un succes. Dar nu e normal așa ceva. Da, Paul ne-a părăsit. Am rămas eu cu Minciogu, va trebui să întrerup totuși un pic. Să întrerup un pic înregistrare. Că da, avem probleme mari. Bun, am revenit. Peștele lui Paul a scăpat. Din păcate nu am putut chiar acum să facem video cu peștii care se pupă, dar acum se arată seara. Cred că vom mai avea timp. Sooner or later. Cred că a intrat în fir. Așa mi se pare vocea. Poate că... Apropo, dacă toți suntem aici, dacă ne urmăriți, am apreciat foarte mult să dați subscribe, să vă abonați și like-uri. Ne ajută foarte mult să promovăm restul bălților. Și da, asta e. Să ne urmăriți pe YouTube, pe Instagram, în curând și TikTok. Am revenit, nu a durat foarte mult. Suntem cu Paul care a prins. Ce ai prins? Sau la ce ai prins? A agățat deocamdată. A agățat doar? Prins e când îl punem în cad. A agățat. Dar la ce ai prins? Agățat. La vorbe. Dacă vă vine să credeți, vorbe în stuf, dulci, mieroase și un pic cu boilies. Nu, serios? Da, cu boilies. Cu boilies dar făcut de noi? Exact, nu știm exact de care boilies, rămâne să vedem acum când scoatem, că nu mai țin minte, că a fost atât de încălcită seara aceasta, că una da. Peste alta, două împreună. Deci nu știi dacă la boi... Bogdan chiar trei. Deci nu știi dacă boilies de al nostru sau... Nu știm dacă este într-adevăr un Happy Fish Production de la Happy Fish Labs. Happy Fish Baits. Ok, hai că vedem imediat. Uite ce frumos trage fir. Ia să vedem cum trage fir. Trage fir, dar numai că cred că o să trebuiască să dăm metodul deoparte ca să putem să-l scoatem. Se și aude? Oh, să băte și una. Parcă văd că ai prins și pe un dulap din ăla. Mic și gras. Da, cu atitudine. Da. Foarte sălbatici peștii ăștia. Da, dar i-am ieșit în cale. La intercepție, până chiar și cu Minciogu. Da. Stai, mă. Să-ți pun metodul înapoi. Așa. Este încă un crap oglindă. Unde este slingul? Nu știu. Deci, prea până atunci. Uite, aici lângă. Gib spray. Ia, ce frumos te-am făcut. Drăguțele. Arunica. Ia, băi. Hai, țucu, țucu. Mai micul, dar foarte bătăios. Minunat, minunat. Hai că l-așteptăm pe următorul maxim 10 minute. Nu sunt 10 minute. Sunt 3 secunde. A ieșit? Nu? Peștele, zic. Nu, ăla a plecat. A plecat. A dat drum. Ăla e pe drum. Unde e Minciogu? Da, băieții au o grămadă de treabă azi, dar înseamnă că asta este boilies-ul nostru. Nu-i așa? Ar trebui. Dacă amintirea ne...
Așa, dacă să mai scoatem un pic de mister, am decis că vrem să încercăm să facem boilizuri cu diferite arome. Astăzi este prima partidă în care le încercăm și cred că am avut 3 capturi la el. Sau 2. Dar de acum ne și uităm să vedem la ce trage. A venit! Eu sunt foarte curioasă să vedem dacă chiar a fost la boilies și la ce boilies. După cum se poate vedea și de pe monton, băieții noștri fac o treabă de nota 10. Da, nici peștii nu sunt mai prejos. Nu, nu. Ce o baltă bună! Au! Ok, cred că tocmai am fost lovită cu propriul boilies. Happy Fish Production. Pot să zic că a fost greu. Bine. Na, asta e. Poate că trebuie să schimb acu. Vedem, schimbăm ceva. Ne-am întors cu Paul. Paul iar a încercat să doarmă și iar n-a avut succes. Cum e, Paul, să nu poți să dormi de pești? Este foarte frumos, vă recomand. Ne recomand. Să aveți și voi plăcerea asta de câte ori mergeți la pescuit noaptea. Că oricând poți să le scoți dacă chiar vrei să dormi. Corect. Dar nu oricând poți să prinzi dacă chiar vrei să prinzi. Minunat, foarte frumos spus. V-aș arăta și încolo, dar nu prea aveți ce să vedeți, că este absolut... apă. Sunt singura care are frontal aici, deci trebuie să stau cu ochii pe baltă. Uite-l! Încă un pic și sare pe noi. Bogdan la intercepție. Și... l-a prins! Ai, ce să pricepe! Curentan plăticii! Asta e părul. Păr e al doilea cu elați. Atunci... Pum! Nu, mă, dragule! Punem frumușel acolo, la locul lui. Facă-l în covar. Pa! Mulțumim! Minunat! Păi, ultimele cuvinte înainte de Nani? Bine, sau un ușor. Ora 2:20. Bogdan a mai prins un pește. Cum ziceam, asta e aici? Are niște apucături. Ne-am dat spray. Ne trebuie șling. Sling dincolo. Mare ca zi average. 3 și 18 și avem un crap comun, dacă nu greșesc. Prins de Bogdan cu ajutorul meu. Adică eu la recuperare, că Paul poate doarme. Da, foarte frumos, are niște urme de sânge pe el totuși. Dar poate cel mai important lucru este prins la boilies-ul nostru, la, să zicem, secretul? Păi nu știu la ce îi. Știu eu. Ah, ok. Este prins la turtă dulce. Atât. Da, nu o să zic toată rețeta, dar poate că o să pun niște turtă dulce pe canal at some point. Da, foarte frumos, va trebui să închei filmare aici, că trebuie să ajut, suntem numai doi oameni. Salut! Ia că vi-l arăt imediat. Ce-ai prins? Hop, salutare, ia uite ce am prins aici, să nu se zică că noi prindem numai pești mari, prindem de toate felurile, pentru toate mărimile, da, pentru doamne domnișoare, avem mai mic și mai mare. Un caras atât de tare. Îl plimbăm, l-aducem moale.
Cu eliberare. Cu eliberare instant. Instant. Felicitări! Mulțumim! După 24 de ore frumoase, Bogdan... Ne luăm rămas bun. Ciao! Pa! Servus! Servus! Aici și băieții, imediat venim cu finalul partidei. Up! Salut! Salut! Zine! Fuuu, ce partidă faină! Cred că în top pe anul ăsta, chiar acolo lângă cea de la Râdești, am făcut o partidă, am vrut noi de 24 de ore la Săliștea Veche, dar n-am stat decât de aseară de la 7 până azi la 10. O partidă foarte faină, am prins pești la foc automat, mai ales colegul Bogdan, zis și mitralieră, rapa-pa-pa. 1, 2, 3, unul după altul, ca norocul că aveam numai 3 bețe, că dacă nu, mitralia toată balta. 1, 2, 3, fuga după niște ei. Niște pești foarte frumoși, foarte sănătoși, bătăioși, de la 7 plus până către 12 plus. Super fain, super fain. Nici în asta să-i cântărim pe toți, că ne era de mai mare dragul, trăgea unul după altul. Foarte bine a mers, mai ales aseară după ora 8 și azi noapte. Dimineață, de la 5:30 când m-am trezit eu, nu am mai mișcat nimic, colegii au stat până la 4:30, au tot prins, cam din oră în oră. A mers foarte bine și la bile, și la vaftere, la metod. O baltă superbă, foarte bine îngrijită, curat, oameni faini, recomandăm, foarte aproape și de Cluj. Cred că este un go-to place, mai ales pentru cei din Cluj, că e foarte greu să reproșez ceva la locația asta. Am prins chiar și caraz, fain așa la kilogram, una peste alta, recomandăm, top 3 până acum. Merită încercat. Bun. Păi, cred că cam atâta. Poate ar mai menționa și eu că v-am auzit că e și curată, fără agățături, n-ați pierdut monturi. Da, fără agățături, numai dacă dai chiar acolo în mal către sălcii. Noi am pescuit pe standurile 9 și 10. Am încercat azi noapte și la somn, dar n-am avut nicio mișcare. Dacă dai chiar acolo sub sălcii, într-adevăr, poate de la vânt, de la furtună, că a fost furtună săptămâna asta, să mai întâmplă, să mai rup grenci, cadă în apă, le agăți, le tragi rama. Da, în rest, foarte fain, foarte fain. Am prins și crapșui, și crapi mici, grași. Mici, grași în sensul de scurți, scurți și îndesați, ca niște săcușori. Deci o să vedeți, e minunat. Bine, păi mulțumim, Paul. Să fie fier întins și pe data viitoare. Să vedem unde ne va mai purta lanseta și acum sperăm să fie o locație nouă ca să vedeți cât mai multe opțiuni, să aveți de unde alege, să puteți după pofta inimii, mai mare, mai mic, mai dens populat, mai sălbatic, mai balastieră, mai așa sau mai așa. Toate sunt faine și merită să ieșiți din casă, să mergeți la pescuit. Că dacă nu ieși și nu ieși pe baltă, n-ai cum să prinzi. Corect, Dumnezeu îți dă, dar nu spune în traistă. Dacă aveți recomandări, le primim cu mare drag. Da, chiar vă rugăm, dacă aveți o baltă dragă vouă sau de care sunteți curioși, aici în județele astea, Cluj, Alba, Sibiu, oriunde, pe o rază de 100 și de kilometri, mergem, vedem, vă zicem și vouă, vă faceți o idee, două, și apoi poate ce știe, ne vedem pe baltă. Corect. Bine, mulțumim. Ne vedem data viitoare. Bye zi, fiind întins.